Ultimul tip ne spune că urmează o trecere a apei peste drum. Urcelușul are și dar. Aha, să ne îndreptăm. Uite ce vibrează mașina. Și a trebuit să urcăm viteza la 90. Urmează un tip. Rearanjăm un pic după ce am trecut printr-o groapă mai mare. Aici s-a spart un pic mânerul, tot e bine. Bine că încă rezistă capacul. Fratele lui s-a spart ieri. Spală-mă! Mai departe! După ce ne lăudam cu priceperea la condusul off-road, am dat în groapă, evident. Pare a fi o problemă pe drum. Semnalizăm pentru a fi depășiți. Și lăsăm să se ducă, nu vrem să mergem în praful al cuiva. Și uite cum vibrează tot. Când călătorești pe opulență, te cam mănâncă muștele. Dar cine va bea limonadă rece? Și acidulată. Noi la un moment dat. Sau muștele. Să vă arătăm un exemplu de șuvoi care trece peste șosea. Șuvoiul se formează la ploi. Practic sunt niște torenți rapizi care vin și iau totul la vale. Așa arată în stânga. Drumul și dreapta. Cred că cineva a încercat să întărească malurile cu ciment. Ce forță are apa! Și cât de roșu e pământul ăsta! Wow! Înapoi la căsuța noastră prăfuită!
poziție de mers și la drum. Suntem în defileul pârâului Chambers. Practic pe aici suntem în Albia lui. Încălzim niște paste făcute ieri pentru un prânz rapid. Iar apoi mergem să vizităm defileul. Și pornim prin defileu. Defileul Chambers este un loc sacru pentru aborigeni. Ar trebui la un moment dat să găsim pietre cu desene rupestre. Traseul nu este deloc semnalizat, așa că vom vedea dacă norocul este de partea noastră sau nu. Peisajul însă este deosebit. Salutul australian! Muștele sunt de-a dreptul enervante. Dar asta e, trebuie să ne obișnim cu ele. Cam astea ar fi desenele pe care ar trebui să le vedem. Dar cărarea am pierdut-o deja de două ori până acum. Vedem! Deșertul este plin de culoare primăvara. Aici avem așa numita mazăre de deșert, înflorită. Și le-am găsit! Arată foarte bine. Când te gândești că au zeci de mii de ani. Impresionant! We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Got everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all worth it. Câte flori! Cât de importantă este apa în deșert. Uitați-vă spre această baltă, cât de bătătorită este cărarea. Câte animale vin aici? Am fi vrut să campăm aici, dar a început plouă.
merge mai departe. Încă vreo 60 de kilometri spre următorul oraș. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you. Nu știu dacă vedeți, dar acolo sunt canguri și există și un pui de canguri. Faimosul cangur în Outback. Gardurile sunt folosite pentru a ține animalele pe o anumită proprietate, iar pe șosea se folosesc aceste grid, grătare, copita animalului nu poate trece peste bare. Când pe drum apar corugațiile, aceste denivelări repetate, trebuie să mergi suficient de repede, astfel încât pneul să nu mai cadă în groapa dintre cele două creste, adică aici, ci să zboare din creastă în creastă. Față vine un road train. Iar noi reducem viteza în speranța de a scăpa cu parbrizul întreg. Pe măsură ce parcurgem kilometri, peisajul se schimbă, câmpia aridă lăsând loc dealurilor cu brazi. Totul este verde, plin de viață și culoare. Din deșert vom ajunge direct la munte, mai exact, munții Flinders. Intrăm în Parcul Național Flinders folosind ruta șenică Moralana, un drum neasfaltat, corugat, cu câteva traversări de albi de râu secate. Peisajul de pe acest drum este spectaculos.
Regula nescrisă în Australia este să nu conduci după lăsarea serii, pentru că situația devine foarte canguroasă. Iar ceea ce noi nu ne-am imaginat este că pe o rază mică, în jurul mașinii, sunt zeci de canguri. E greu de înțeles cum ecosistemul arid de aici reușește să susțină un număr atât de mare de animale. Și pe lângă faptul că sunt foarte mulți, sunt animale nocturne cu vedere adaptată pentru noapte, iar la lumina farurilor devin complet dezorientați. Avem noroc și vedem o mulțime de animale sălbatice, canguri, emu și papagali albi. Să vedem atâtea animale pare a fi recompensa pentru o zi lungă de condus. Astăzi ne continuăm călătoria prin zona sudică a munților Flinders, prin defileul Brachina. Defileul în sine este uimitor. Nu este foarte adânc, cel puțin nu la început, dar fauna, culorile stâncilor, eucalipții maestoși de pe marginea râului, fac ca acesta să devină unul din locurile noastre preferate de până acum. Suntem atenți la orice mișcare în tufișuri, ce ne poate dezvălui un wallaby de stâncă cu picior galben, specie pe cale de dispariție, sau vruntată emu ce își duce puii către albia pârâului. În inima munților Flinders se găsește Icara Vilpena Pound, un amfiteatru natural șocant de mare, aproape 80 de kilometri pătrați, format prin eroziune de-a lungul a milioane de ani. Pentru a-l putea admira, vom face o drumeție către punctul de belvedere Wangara. În prima parte, traseul urmează un mic pârâu, traversând o pădure plină de eucalipți uriași și cu o mulțime de păsări guralive. Ajungem apoi la ferma Vilpena, construită de familia Hills în anul 1888. Membrii acestei familii au venit aici pentru a cultiva pământul, dar după o luptă crâncenă cu terenul și seceta, au renunțat la cultivarea grâului în favoarea creșterii oilor. Plecăm spre Adelaide pentru a lua parte la festivitățile de Ziua Națională a Australiei. Între timp, astăzi, ne vom opri și vom campa pe malul lacului Menindee.